Drumul spre Paris este început. Pandemia de coronavirus ne-a făcut să nu ne dăm seama că practic un an de zile deja a trecut în această pregătire pentru Jocurile Olimpice de la Paris. Au început competițiile, au început evaluările și suntem foarte concentrați încă de la început pe tot ceea ce înseamnă pregătire, susținere, solidaritate, pentru că, așa cum a spus președintele Comitetului Internațional Olimpic, toată această perioadă ne-a învățat că trebuie să fim mai solidari în ceea ce privește susținerea sportivilor, susținerea anturajului sportivilor, foarte important, și, bineînțeles, tot ceea ce înseamnă participare la Jocurile Olimpice. După cum bine știți, solidaritatea olimpică susține, așa cum am spus, sportivii, antrenorii, tot ceea ce înseamnă staff pentru pregătirea în condiții optime a participării la Jocurile Olimpice. Astăzi îi avem aici pe cei trei mușchetari, dacă pot spune așa, profit de faptul că sunt trei și am să-i numesc mușchetari, sportivi care deja îi cunoașteți, sportivi care au participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, deja cu rezultate foarte bune și foarte aproape de podium. David Popovici, așa cum spunea el, a fost la o unghie de medalia de bronz. Cătălin la un cioc de barcă de la fel de medalie, iar Vlad a venit foarte, foarte tare în primii șapte la Jocurile Olimpice. Săptămâna trecută în Brazilia a venit pe locul 3 la competiția de pregătire în vederea Jocurilor Olimpice. Sunt trei sportivi în care ne punem încrederea totală, 100%, și astăzi suntem aici pentru a parafa acest contract tripartit între sportiv, federația pe care o reprezintă și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Vă doresc succes, vă doresc să rămâneți concentrați, să rămâneți cu imaginea vie în minte a medaliei de la Paris și să faceți tot ceea ce depinde de voi pentru a urca pe podium la Paris. La mine e foarte simplu. Eu știu că nu aș fi putut să ajung aici și știu că nu am cum să ajung unde ne dorim să ajungem împreună, eu și cu antrenorul meu și cu toată echipa din spate, fără oameni care să ne susțină. Și mă bucur extrem de tare că am oamenii potriviți lângă mine, că ei știu ce fac, putem vedea asta cu ochii noștri și pur și simplu vreau să le mulțumesc că sunt atât de puternici și mă susțin în drumul meu spre Olimpiada de la Paris și nu numai, zic eu, avem planuri mărețe, cum am mai spus și după Olimpiadă. Da, mulțumesc. Ar vrea să mulțumesc Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru această oportunitate. Da, adică și pentru mine Jocurile de la Tokyo a fost prima mea experiență la Jocurile Olimpice. Medalia a fost chiar destul de aproape, a fost locul 7, a fost la câteva secunde, nu prea departe, și sper ca la Paris să pot lupta pentru o medalie și pentru o medalie cât mai înaltă pe podium. Aș vrea să încep prin a mulțumi Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru tot sprijinul acordat. Și eu aș putea spune un singur lucru. În urma Jocurilor Olimpice de la Tokyo, am învățat multe lecții, fiind destul de tânăr. Zic că a fost o rampă foarte bună de lansare în cariera mea și pot promite că voi face tot ce îmi stă în puteri să urc pe o treaptă cât mai înaltă a podiumului olimpic.
practic ăsta este visul meu de când m-am apucat de acest sport și nu mă împiedică nimic să lupt.